A venit momentul să prezentăm o mașină mai diferită, chiar dacă e foarte des întâlnită. Asta e puțin mai diferită față de ce vede zilnic pe stradă. Și da, este un Logan surprinzător. Îl avem aici pe proprietar. Salut, Alex! Salut, Răzvan! O să las acolo Instagram-ul tău să mai vadă poze de-a lungul vieții acestei mașini de când e la tine. De cât timp ai? O am din iunie. Deci din iunie. Bun, zine și nouă cam care e povestea cu mașina asta. Hai să mergem așa puțin în jurechi. E puțin mai diferită și mai modificată și ai zis că ai pus-o și la vânzare acum, nu? Da, mașina găsiți la mine pe Facebook, OLX, Autovit, am pus-o. Deci e pusă peste tot. Da. Hai să mergem așa puțin în jurul ei, să vedem despre ce e vorba. Zine și nouă câteva detalii despre ea, anul de fabricație, motorizare și alte caracteristici, ca să zic așa. Mașina am cumpărat-o din Danemarca. Așa. Eu înainte de asta am avut tot un Logan modificat, îl găsiți tot la mine pe Instagram, câteva poze. Deci ești fan Logan și te-ai apucat să le modifici, cum s-ar zice. Cu mine vorba, da. Și am zis s-o vând să trec la altceva, mai aveam și niște bani buni deoparte. Așa. Și am găsit-o pe asta în Danemarca, m-a atras foarte mult în primul rând culoarea și mie îmi plac break-urile. A, deci... Mașina este 2017. Deci ești tânăr și ești atras de break-uri, aparent. Da, chiar îmi plac break-urile. Și m-a atras foarte mult culoarea. Este una mai rar întâlnită. Hai să văd și-o pe bagajul la mașina asta, că sunt curios și cred că e foarte încăpător. Ia uzi. Mi se pare, cred că, printre cele mai încăpătoare, dacă scoți și bancheta... Da, bancheta se rabatează. Da, asta denotă faptul că ai grijă de mașină și că o speli. Da, da, e foarte încăpător. Așa. Cum se numește culoarea asta? E un albastru destul de... Nu știu să zic exact, este un albastru, nu e basic să zic așa, e o variantă mai altfel, e cu perlă, are foarte multe perle. Bun, ce modificări ai făcut la mașina asta până în momentul de față? În momentul de față, i-am pus un set de arcuri Reibach, negre, așa. Un pic mai lăsată față. Hai să ne uităm mai de aproape ca să vedem exact. Deci ai zis că e schimbat arcurile și e puțin mai lăsată. Da, setul acesta de roți. Nu știu să vă zic exact ce firmă sunt. Sunt 7.5 cu ET25. Pe cât sunt astea? 16. Pe 16 ca să... iarnă pe ele noi, le-am luat eu. Da, arată bine. În partea din față, ce ai modificat la mașina asta, la Logan? Partea din față e vizibil, cum se vede. Dar am înfoliat botul, cum vine vorba, l-am înnegrit. Folie deci... pe faruri, stema neagră, proiectoarele negre, rama la proiectoare neagră. Farurile sunt de export, modelul de Rusia, nu au doar alea 3 puncte pe lateral, au toată marginea la far. Bine, o să pui pozițiile după și astea, da? Să le vedem. Și un spoiler universal, mi-a plăcut cum dă, mi se pare că o schimbă foarte mult. Și cam atât la exterior. Adevărul e că ca mașină nu e ceva diferit sau foarte rar întâlnit, dar tu câți bani ai băgat în ea de curiozitate? Nu am ținut contul la bani. Aproximativ. În general nu țin niciodată contul la bani. Dacă ai ține contul, îți mai vine să bagi după și o să zici că n-ai suficient. Uite sigla, ai făcut-o, să nu se mai vadă ce e. În cazul în care cineva are dubii, să nu știe sigur că e... E un desfăcător de bere. Știi cum se zice în popor? Da, ce, la Dacia? Da. Desfăcătorul de bere. Așa îi zice. Hai să-i dăm o cheie. Pornește tu dacă e să vedem exact. Motorul este de 0.9, nu? Da. Turbo 90 de cai. Ridică și capota dacă tot. E un pic murdar, nu e pregătită de vânzare, e mașina mea daily, nu mă ocup cu business-ul. Câți kilometri are? 49.000 și te-ai luat-o la? 37. Ai făcut ceva kilometri în cât ai scare de la tine la tine? Din iunie, oameni. Da. Pentru un benzinar, na, ăsta e sufletul de 0.9 în 3 cilindri. Care... E destul de silențios pentru ce oferă. Hai să văd și la interior. Poți să lași capota. Pe scurtă ce ai? E scurta normală, nu? Da, scurta e normală, pe lungă i-am pus și le zic. Poți să ne arăți să... E, altfel te vede... altfel te vede lumea, într-adevăr. La interior, zine cu dotările de la interior, că am văzut că e un motor destul de dotat ăsta. Mașina a venit cu următoarele dotări, după cum se văd.
încălzire în scaune, care e foarte rară. Deci asta de aici. Patru geamuri electrice, oglinzi electrice încălzite. Păi... Am două acolo și dacă te uiți în bord, mai sunt încă două. Stai să intrăm direct aici. A, da, da, da. Navigație, cameră pe mașalier. O să o bagi în mașalier ca să vezi. Ia să vedem. Asta e de fabrică, nu? Da. Așa. Volanul din piele cu comenzi pentru pilot și limitator. Așa. Aer, am văzut că tu ai făcut o modificare la ceasuri. Da, este schimbată serigrafia și am schimbat tot iluminatul la interior. Este făcut albastru. Este o serigrafie de Rusia aceasta. Da, văd că ai împrumutat chestii de la asta de Rusia. Aici e pilotul automat. Asta e pentru blocare geamuri, cred. Da, blochează geamurile. Pentru asta are AC. Comenzile la geamurile de pe spate. Asta e start-stop aici. Dar oricum sunt foarte, foarte rare cu asta, cu încălzirea în scaune. Pavilionul l-am făcut negru. Și toate elementele. E un fel de M-pachet de Dacia, cum s-ar zice. Hand-made. Gurile astea așa sunt de fabrică, nu? Da. Deci la astea ne-ai umblat. Și în rest, aici mai e butonul de eco. Și cam atât. Cam astea sunt dotările, ca să zici. Da. Și lumini pe LED, care na, trebuie menționate. În rest, astea bănuiesc că radio și astea, văd că ai și funcția asta de... Asta aveam și pe talisman. Da. E pentru accelerare, să-ți arate aici, cred că e consumul. Îți arată consumul mediu. Distanță fără consum, aici te învață cum să conduci, da. Știu. Și punctajul, accelerare, se pare că nu accelerezi foarte tare cu mașina asta. Sunt 90 de cai, dar constant, ca să zic așa. În rest, pe interiorul nu are, câți kilometri are? Ia să mă uit aici, așa 49 vedeți, de mii 49 de mii, consum de 10, cred că e mai mult oraș sau strict oraș. Asta e range-ul. E doar oraș. Viteză de 19, medie, clar oraș, 5 grade. Da, 49.271, aici sunt comenzile pentru audio. Ai două chei, asta bănesc că e rezerva, asta e principala. 5 trepte. Și în rest, cam așa arată la interior, să zic așa. Și ai stat puțin, ți-ai bătut capul cu ea, să zic așa. Am vrut să o fac un pic. La mai, sistem audio ai umblat? Sau ăsta e standard? Nu, sunt 4 boxe ale ei. Am avut subwoofer pe ea, dar vreau să-l opresc subwooferul. În schimb, am lăsat instalația electrică pentru subwoofer pe mașină, pentru următorul cumpărător. Și iar butonașul acela mic, lângă schimbător, îl poți filma, este pentru subwoofer. Asta de aici, nu? Da, da, da. Bun, ești disponibil dacă cineva e interesat de mașina asta să face vreun schimb? Nu prea aș vrea schimb, pentru că aș vrea să-mi cumpăr Duster după ce o vând pe asta. A, deci... Dar asta e și motivul pentru care o vând. Știi de ce sunt curios? Uite, când o cerezi. Cât te-a costat chestia asta? Sau ce presupune să schimb ceasurile astea oarecum? Trebuie desfăcute ceasurile. Așa. Iar pe ele au, cum să zic, o folie. Așa. Deci asta este o folie. Și se schimbă folia aceea. Da, în spate oricum e aceeași lumină, că văd cu marturii probabil este aceeași. Da. Dacă e să... A, așa arată așa. Dacă dai lungă, da, sunt cam aceiași marturi. Proiectoarele și astea nu cred că sunt la fel de puternice. Da, și dacă ai eco, a, se aprinde, dar nu e la fel de puternic, nu, dar se vede la fel de puternic. Funcționează tot, adică nu e asta o problemă. În partea din spate, aici se văd cauciucurile astea, care sunt, se vede că sunt destul de noi. Geamuri electrice, Dacia MCV, prindere ISOFIX, văd că ai. Cam așa arată. Asta e priveliștea pe care o vede un pasager, să zic așa. Și pe spate aici e pus aici niște folii. Da, am folie cum e la modelul 2018. Modelul 2018 are margine aici la lampă neagră. Eu i-am pus folie să încerc să copiez. Ai folie pe lunete și pe geamurile spate. Da. Văd că ți-a plăcut să faci mașina asta all black, ai făcut și sigla pe spate. Ai senzori de parcare. Ai pe față, n-am băgat de seama, ai. Cum? Pe față ai senzori? Nu. Deci numai spate. Și cam așa arată un Logan în care n-a, s-au băgat niște bani. Și cine o să o cumpere o să fie oricum pasionat care n-a. Vrea Logan, vrea o motorizare, că impozitul cred că e foarte mic la mașina asta. 50 de lei. 50 de lei, dacă nu chiar mai mic. Euro 6, până la urmă e 2017, km puținei. Pare, cred că e cam tot ce se putea pune pe un
Te lipsește clima și piele. Am văzut că mai au piele. Da. Mai e greu. Eu aș lua mai degrabă încălzirea în scaune decât să... Nu știu. Pielea nu e necesară, dar încălzirea în scaune e. După părerea mea. Da. De aici, din față, cred că arată cel mai bine mașina asta. Deci dacă cineva e interesat, să-ți dea ție mesajul, o să-l lăsi acolo Instagram-ul și toate cele și să vedem și anumite păreri despre mașina asta. Adică, până la urmă, tu ai, cât ai, 19 ani. Da. Mulți la 19 ani nu s-a apucat să modifice un Logan, mai ales break. Așa că nu uita să apreciați chestia asta, zile și tu, Alex, apreciați că te-ai chinuit să faci mașinuța asta. Nu am nevoie de laude, sunt mulțumit de treaba pe care am făcut-o singur. Da, e bine să fii mulțumit de munca ta. Și cam așa arată din unghiul ăsta. Dacă aveți întrebări sau ceva, puteți să lăsați acolo în comentarii și bănuiesc că ai cont pe YouTube să le răspunzi tu. Da. Dacă e cineva curios. Bine, salut!